Andrada a fost prezentă la capricii, s-a arătat atunci când doamna Mariana a discutat cu Maria și spunea mama lui Albert despre Andrada că aceasta ar fi fost foarte sigură pe ea și că era cumva obsedată de Albert și că îi spunea soacră doamnei Mariana și aceasta i-ar fi spus să nu îi mai zică așa pentru că poate o altă fată îl place pe Albert s-a discutat despre faptul că Andrada ar fi fost tot timpul prezentă lângă Albert și că unde era Albert era și ea iar Maria nu a vrut să se bage în așa ceva, spunea că ei nu-i stau în caracter să facă asemenea lucruri și a preferat să stea la distanță Albert spunea că sunt oricum niște lucruri din trecut. Acum el este într-o cunoaștere, vorbește cu Maria, se cunoaște cu ea, vor conversa și își vor da seama ce va fi de acum încolo. Apoi a fost o teorie cum că Andrada ar fi motivul pentru care Albert a amânat apropierea de Maria și Andrada a fost întrebată despre acest lucru, iar ea a răspuns că atâta timp cât Albert nu a simțit acest lucru și această teorie pornește de la mama lui, ea nu vrea să mai spună nimic, se abține. E, Raluca a fost foarte directă și îi spunea mamei lui Albert că așa cum o ține acum de mână pe Maria, așa o ținea cândva și pe Andrada și de ce nu i-a zis atunci ce avea să-i spună, trebuia să-i zică e, îmi place ca fată Andrada, ești o fată minunată, dar lasă-mi băiatul în pace pentru că nu este atras de tine.